Neața și bine v-am găsit la un Rezi Vlog. Cred că suntem la Rezi Vlogul cu numărul 9 și mai sunt 20 de zile până la examenul de Rezi. Sincer, nu mai am răbdare. Dar astăzi vreau să mă plâng puțin. În primul rând vreau să mă plâng de părul acesta pentru că am dormit cu el ud și asta s-a întâmplat. Dar, na, e ok, o să supraviețuiesc și cu asta. Ideea e că e și foarte târziu, e undeva la ora 11, v-am mai zis, de când sunt acasă și de obicei când sunt aici acasă mă trezesc foarte târziu, uneori am mai avut așa perioade, m-am mai trezit, stai că mi se pare că este cam strâmbă camera asta, uneori m-am trezit mai devreme, uneori m-am trezit mai târziu, dar preponderent mă trezesc destul de târziu, nu vrea să stea, sper că m-auzi cine vorbește singur pe aici cât mișc camera asta, așa. Și după cum vedeți, am implementat o nouă metodă, mi-am lipit tot felul de chestii pe pereți și acolo și pe ușă și aici lângă întrerupător, o să vă arăt, e o nebunie totală, probabil credeți că sunt nebună. Ei bine, da, sunt, dar nu din acest motiv, adică nu știu cum să mai fac, sincer, nu știu cum să mai fac să le mai țin minte, efectiv înnebunesc dacă mai văd materia asta de rezidențiat. Pentru că tehnica mea a fost puțin diferită, adică am tot citit și recitit aceeași chestie, nu am stat neapărat, poate că asta a fost și o greșeală, n-am stat neapărat super mega concentrat pe anumite paragrafe, efectiv m-am bazat pe, nu știu pe ce m-am bazat, cred că a fost destul de greșit. Pentru că am ajuns la acel stadiu în care de fiecare dată când văd o întrebare, o recunosc, dar nu știu să dau răspunsul. Asta pentru că nu m-am concentrat foarte mult asupra ceea ce am citit. Pe de o parte, e bine să faci chestia asta, mai ales la început, ca să-ți faci o idee de ansamblu, însă eu din plictiseală am continuat pentru că nu am răbdare să stau să mă concentrez. Și, da, bine, nu am făcut asta tot timpul, am mai și stat, am mai și învățat, dar nu tot, nu sunt genul ăla de persoană care să aibă o pagină în față și să învăț liniuță cu liniuță, paragraf cu paragraf. Nu, învăț chestiile importante și ce rămâne, mai mă bazez că o să-mi rămână cumva în cap prin mai multe treceri. Da, și ideea e că la Rezi se cam dau întrebări din toate chestiile și, da, așa că... Ați văzut că în Turcia mi-am tot pus câte un bilețel, așa frumos, de bun simț, deasupra chiuvetei, nu știu, pe rafturi și așa mai departe, dar acum m-am gândit să-mi fac așa niște notițe în bloc, efectiv cu lucrurile cele mai importante, pe care să le repet în fiecare seară și mi se pare că metoda asta e genială, deja cred că de vreo 2 zile citesc aceleași notițe și funcționează foarte fain, deci mi-au rămas super bine în cap. Și inițial aveam toate aceste notițe pe carte, lipite efectiv, pentru că ați văzut cum, stați că vă și arăt, ați văzut cum este scrisul într-o carte. Deci nu prea ai cum să înțelegi și cum să te concentrezi pe așa ceva, așa că îmi punem notițe din acestea cu lucrurile cele mai importante. Și acum ce m-am gândit? Să iau notițele astea și să le pun pe pereți, pentru că, să fim sinceri, șansele sunt mult mai mari să stau să mă uit pe pereți decât să deschid cartea și să caut eu toate notițele astea, așa că de fiecare dată nu le-am pus pe toate, pentru că ar fi fost mult prea mult și probabil nu le-aș fi citit. De fiecare dată când parcur un capitol, iau notițele respective și le mai adaug aici pe pereți. Da, ce voiam să vă mai zic? Sunt oarecum stresată, dar nici nu fac mare lucru în privința asta. Adică, tocmai s-a afișat, mă rog, a fost un fel de chestionar care a fost distribuit în online de către grilă rezidențiat și specializările la care m-am gândit eu, pentru că în ultimul timp mintea merge în multe alte locuri, nu mai l-am învățat, nu? Specializările acelea sunt printre primele alese de toată lumea. Marea majoritate ar vrea să aleagă acele specialități. Cumva nici nu am zis ce vreau și nici nu vreau să spun cu voce tare chestia asta, pentru că, na, dacă se întâmplă să nu iau notă, ar fi cumva weird, awkward, dar sper că o să fie bine, cumva. Poate că pare ciudat pentru voi, din punct de vedere obiectiv, nu știu, de la exterior, toată chestia asta,
cu chestii pe pereți, notițe, învățat toată ziua, să știți că nu este mereu așa la medicină, pentru că în ultimul timp am tot postat Insta story-uri și TikTok-uri numai cu învățat, pentru că numai asta am făcut și, din păcate, cam asta trebuie să faci. Înainte de examenul de rezii, nu este mereu așa la medicină, este mult mai lejer, dar gândiți-vă că este un examen foarte mare și cam de examenul acesta depinde viitorul tău și în funcție de ce notă îți alegi, în funcție de ce notă o să iei la examen, o să ai mai multe opțiuni sau mai puține opțiuni pentru rezii. Ok, da, deci vorbesc foarte mult în acest vlog, nu e nicio surpriză, e o chestie foarte ciudată, pentru că sunt cumva stresată, dar nu sunt, adică mă trezesc foarte târziu și nici nu, n-am schimbat nimic, adică nu m-am chinuit să fac vreo schimbare, pentru că așa mă trezesc eu și nu m-am chinuit oarecum să mă trezesc mai devreme, m-am chinuit înainte, am văzut că nu merge, am zis bine, aia e, mă trezesc la 9, mă trezesc la 10, mă apuc și învăț și cât învăț, aia e. E ok pe timpul zilei, adică învăț în jur de 7-8 ore, cred că recordul meu a fost undeva la 10 ore, dar în general undeva pe la vreo 7-8 ore și fac în fiecare zi un target, nu știu, acum fac cam 50 de pagini pe zi plus repetat pereții plus câteva grile și îmi fac targetul pe ziua respectivă, dar la finalul zilei sunt, poate și putut să fac mai mult, nu știu, hai să mai repet ceva, hai să mai citesc ceva, adică I feel like I'm never doing enough. Nu știu, e foarte ciudat, deși n-ar trebui să simt chestia asta, pentru că I'm doing enough, actually, like, chiar învăț super mult și am tot învățat super mult, dar nu știu, noi oamenii tot avem tendința asta să ne comparăm cu cei din jur și că tot vorbeam mai devreme de grile rezidențiat, au ei niște interviuri cu studenți care au luat, mă rog, medici, care au luat peste 900 de puncte și voluntar, involuntar, nu știu, cumva ai tendința să te compari și nu știu, dacă unul zice, ia uite, eu am trecut de 8 ori prin materie, mă gândesc, frate, eu de-abia sunt la 5-a trecere sau eu, mai era cineva acolo care zicea că făcea uneori 800 de grile pe zi și eram, eu nu mai fac grile, adică fac foarte puține, nu știu, nu e ok, nu e ok să ne comparăm, pentru că v-am mai zis o de 1000 de ori, fiecare are modul lui de învățat, la fel cum toată lumea îmi comenta mie pe rețelele de socializare, dar eu cred că folosești prea multe culori, eu cred că scrii prea nu știu cum, eu pe mine nu m-ar ajuta. Da, pe tine, pe mine mă ajută. Asta e faza, de aia zic că nu-i sănătos, nu-i healthy să ne comparăm așa cu toată lumea, dar ce să faci când te plictisești noaptea așa pe la 12-1, stai și mai dai scroll și ia să te mai panichezi puțin, că erai prea chill. Da, cam așa funcționezi. Va mai fi, cred că, un singur rezi vlog. Acesta este penultimul. M-am gândit așa să fac un număr de 10, să fie bine, ca să nu fie rău, adică să fie un număr complet. Și da, o să mă duc să mănânc ceva acum și după care o să ne apucăm. Prima oară, stați să vă arăt ce nebunii mi-am pus aici pe pereți. Și cam așa arată toate chestiile. În fiecare seară, după ce termin de învățat, efectiv, repet toată partea asta. Am început să îmi pun și acolo câteva, mă rog, nu câteva, o foaie. O să continui cu toată treaba asta. Și da, să știți că mă ajută destul de mult. Uitați, de exemplu, mi-am pus aceste scoruri. Știți că eu învăț foarte bine pe culori. De la BCR și de la hipertensiune arterială. Ce mai am aici? De la tiroidă, câteva scoruri, câteva clasificări. De la pedi, aici singurele chestii pe care le-am învățat la echilibru acidobazic, acidoza metabolică și alcaloza, de la tiroidă, iarăși câteva chestii. Deci nu le-am neapărat într-o ordine. Am pus efectiv chestiile, din punctul meu de vedere, mai greu de reținut. Nu mi-a ajuns acel perete și mi-am pus și aici pe dulapa. Astea le-am făcut zilele trecute. Sunt de la hipertensiune arterială și câteva de la insuficiență cardiacă și aici am și puțin orto. Și niște scoruri, acestea sunt foarte importante, True Love, Wits, Mayo, cât de ai, mă rog, nu știu, cât de ai, așa îi spun eu, Viena Montreal, de la bolile inflamatorii intestinale, niște indicații de intervenție chirurgicală de urgență, indicații elective, mă rog, gastro în principal aici, colțul acesta mai mic.
Astăzi m-am gândit să fac diabetul zaharat și capitolul de pedii, mai puțin convulsiile. În total ar fi în jur de 65 de pagini, ceva de genul am numărat. Nu știu dacă o să apuc, pentru că capitolul de pedii este destul de complex și nu l-am mai repetat de ceva timp, dar e și destul de târziu, este ora 12. Haideți să vedem ce putem face. Uitați, vă ziceam de aceste notițe pe care mi le-am pus prin carte. Cel mai probabil o să le iau și o să le pun și pe acestea pe pereți. Au trecut 2 ore. Nu am apucat să fac tot diabetul, cred că mai am în jur de 5 pagini până să-l termin, dar îmi este un somn, nici nu vă puteți imagina. Nu cred că pot să dorm, adică de obicei nu pot să dorm ziua și nici nu am chef să-mi fac o cafea. Adică nu știu, de obicei știți că eu beau cafea așa de poftă, de gust, nu neapărat pentru a mă ține trează. Pentru că dacă beau o cafea prea puternică, atunci încep să fac foarte urât, adică nu prea tolerez eu cafeaua foarte tare. Cafeaua foarte tare, da. Deci, da, this is it. Cred că o să stau puțin, o să iau o pauză puțin mai mare. De obicei mi-aș fi luat o pauză de 10-15 minute, dar cred că o să-mi iau o pauză cam de jumătate de oră și după o să termin rapid ultimele pagini de diabet. Aș fi vrut să fac și niște grile, dar cred că dacă fac și niște grile, atunci alea 40 de pagini de la pedii, nu știu când o să le mai fac și repetatul pereților. Mi-am mai făcut și niște notițe, o să vi le arăt când o să le lipesc pe pereți. Cam asta și cu update-ul pe care vreau să vi-l fac și yep. Gata, a trecut o jumătate de oră, mi-am făcut aici și o cafea, sper să mă mai trezesc. În continuare afară e o vreme super nașpa, poate că de-aia am starea asta, pentru că până acum câteva zile era destul de ok afară, era destul de frumos, dar acum, meh. Ok, vă las, mă apuc să învăț. Am eu așa o presimțire că nu o să meargă la fel de bine precum mi-am propus. Este ora 8. Fără un sfert, eu sunt încă aici și mai am destul de mult. Am început să mă doară ochii, efectiv, nu știu de ce, și m-am gândit că pot o să-mi treacă dacă îmi pun ochelarii, ce să vedeți, chiar mi-a trecut. Și da, încă mai am aproximativ 10 pagini de făcut, nu ca să termin, pentru că nu prea cred că o să termin eu astăzi capitolul de pedi. Aș mai fi avut nu știu, multe pagini și m-am gândit să-l scurtez puțin și să termin mâine. Pentru că vreau să repet și ușa și dulapul și, mă rog, mi-am mai făcut eu aici niște bilețele pe care, stați, vreau să le pun prin cameră. Despre otita medie, otită, scorul centor, scorul, tratamente, mă rog, chestii mai... care s-ar putea da la examen. Cred că cam atât o să rămână pe ziua de azi, da. Ok. Cu filmatul, cel mai probabil o să ne auzim mâine dimineață. Sper că o să termin ce-mi propun. Și da, I'm really tired. Tot vorbeam cu colegi de-ai mei, colegi de grupă, colegi din alte grupe, mă rog. Și toată lumea e super fucked up, cumva. Toată lumea e foarte obosită și nimeni nu mai are stare de învățat. Dar în 3 săptămâni o să se termine și gata. Deci probabil observați așa schimbarea, că de obicei nu sunt foarte meh și de obicei sunt așa cu energie și cu, you know,
acum nu mai funcționează creierul să fac nicio glumă și nicio asociație. Oare vreau să citesc în continuare. Știu că îmi plăceau destul de mult ochelarii ăștia când mi-am luat, dar acum nu mai plac absolut deloc. Aș vrea să-mi schimb ramele și oricum trebuie să merg și la oftă să-mi fac un control. Cred că asta după rezi. Vreau să-mi iau niște ochelari așa, cat eye, cumva, pentru că am observat că încep să văd din ce în ce mai rău. De exemplu, dacă merg la Starbucks sau dacă merg la Mac sau KFC, nu văd. Efectiv, nu văd ce comand. Trebuie să mă super apropii să merg așa pe lângă lume și să stau efectiv acolo la teșghea să mă uit să văd ce vreau, pentru că nu mai îmi funcționează ochii. Și problemele astea cu ochii mi-au apărut undeva prin anul întâi de facultate. Bine, n-am dioptriile foarte mari, minus 0,5 și minus 0,75, pentru că citeam pe întuneric. Acolo unde stăteam la Mureș, la apartament, aveam beculețe din acelea cu baterii, știți voi, pe care le pui de decor lângă pat. Eu eram foarte smart la vremea aia, nu știu dacă s-au schimbat lucrurile, și efectiv citeam la lumina aia. Nu aveam veioză, nu aveam bec, stăteam și citeam la lumina aia. Și la câteva luni am observat că nu mai văd pe slide-uri la facultate, dacă nu stăteam în al doilea rând, al treilea rând, ceea ce nu se prea întâmpla, adică dacă stăteam destul de în spate, nu mai vedeam. Și așa m-am gândit eu că ar fi bine să merg să-mi fac un control și da, chiar nu vedeam. Hello, suntem pe 28 octombrie, este ora 7 imediat și eu aproape că am terminat tot ce mi-am propus pe ziua de astăzi. Am vrut să fac leucemiile, am făcut doar astea. Stați că sunt la anemie acum, nu la leucemii. Am vrut să fac doar astea pentru că sunt destul de... nu știu, informația e destul de consistentă și sunt foarte multe detalii, așa că am vrut să acord mai mult timp și mi se pare că de fiecare dată acord o groază de timp acestui capitol, dar în cele din urmă rămân cu același lucru, adică cu nimic. Pentru că, nu știu, sunt mult prea multe detalii. După cum vedeți, mi le-am și scris, cred că v-am mai arătat în episoadele trecute. Mi-am scris aproape tot și nu știu dacă am făcut bine sau n-am făcut bine, pentru că de fiecare dată când le parcurg îmi dau seama că, păi da, nu mai știu. Că după ce citesc așa succint îmi amintesc despre ce e vorba, dar dacă mă pui așa la, mă trezești la 3 dimineața și spunem elementele progresive de la LLC, habar n-am să ți le zic. Și mi-am dat seama că toată treaba asta este cam inutilă pentru că nu revin asupra acestor informații, adică le repet, să zic, o dată pe lună și în mod evident nu ajută, așa că mi-am scris aici, niște chestiuțe, mi-am făcut un fel de rezumat, schema schemei, și mi-am scris aici niște factori de prognostic negativ, niște criterii de diagnostic pentru anumite leucemii și am de gând, bineînțeles, să le lipesc aici pe pereți, pentru că cu siguranță o să mă mai uit peste ele, altfel risc să, nu știu, să le las acolo forever și să nu mai peste ele. Deci, după cum vedeți, eu am zis că sunt chestiile cele mai importante, dar sunt o groază de chestii, tratamente prognostice, diagnostice diferențiale, cam astea. Și după ce termin cu ele, aș vrea să repet și alte chestii. Cred că aici am puțin de pneumo, puțină chirurgie, pancreatite, peritonite și chestiile astea cu acidoze, alcaloze. Da, cam asta. Vreau să lipesc astea pe pereți, după să repet chestiile astea și am făcut și acest test și zic că e destul de bine. L-am terminat și destul de repede, 60 de întrebări în 17 minute. Este cu întrebări care s-au mai dat în anii trecuți, am greșit câteva chestii,
Da, nu știu de ce am pus așa aici, nu știam efectiv de unde să iau întrebarea asta, pentru că mi-aminteam la anemia feriprivă, dar cred că la capitolul de pedi erau și în puține cazuri, era și splenomegalia și am gândit că nu au cum să fie toate, așa că am făcut prostia asta. În fine, nu m-am gândit prea mult și în general eu când fac grilele mă bazez foarte mult pe instinct și yep. Instinctul n-a funcționat de data asta. Da, nu e dermită pruriginoasă, cred că sunt leucemide, din câte îmi amintesc. Și cam așa, nu am să vă zic mare lucru astăzi. După cum ziceam, o să merg să lipesc chestiile astea și revin la repetata și vreau să mai fac și orto astăzi. Dar cred că o să am timp, nu cred că mi-e mai mult de o oră repetatul. Mai sunt 2 săptămâni până la rezi, așa aș vrea să încep eu filmarea de astăzi. Nu am mai filmat cei drept de câteva zile, asta pentru că, sincer, nu știu ce să vă mai spun altceva, în afară să vă arăt pereții și să vă arăt notițele mele, care sunt o groază. Deci nu... Am observat chestia asta la mine, că îmi place super mult să fac notițe, ce noutate, nu? Dar ideea e că v-am mai spus, de fapt ați văzut și în vlogul acela, Rezi, vlogul cu numărul 3, dacă nu mă înșel, că mi-am făcut 3 notițe pe același capitol și aia a fost inconștient, dar eu în continuare fac chestia asta în mod conștient, pentru că mă ajută efectiv când scriu și de obicei am anumite chestii din astea, nu știu cum să le numesc, post-ituri. Unul îl pun în carte cu aceeași informație, fix lângă informația, efectiv informația scrisă în carte, și altul îl lipesc aici pe perete, pentru că, ca să am o privire mai bună. Pentru că n-ai cum să înțelegi ceva din cartea asta dacă doar citești, pentru că, nu știu, sunt scrise efectiv informațiile fără virgulă, fără punct, fără semne de punctuație, fără absolut nimic și nu știu. Cei care aveți o memorie vizuală, cred că știți despre ce vorbesc. Mi-am făcut aici o mică gustare, o mică mare gustare, pentru că n-am prea apucat să mănânc în dimineața asta, vă zic imediat. Deci ce avem aici? Niște struguri, niște brânză brie, niște salam uscat și niște mango cu nuci. Nu știu de ce n-am apucat să mănânc în dimineața asta. De fapt, nu mi-a fost foarte foame. M-am trezit și mai devreme, ce-i drept, față de cum mă trezesc de obicei, pe undeva pe la un 9. În ultimul timp mă trezesc la 10 și nu mă simt absolut deloc vinovată, pentru că oricum mai mult de 7-8 ore nu prea pot să învăț. Indiferent la ce oră mă trezesc, învăț pe undeva pe la 7-8 ore. Am mai avut și zile în care am învățat și 9 sau chiar 10 ore. Mi-am pierdut din răbdare, mi-am pierdut din motivație și chiar nu mai am energia necesară să învăț atât de mult. Așa că, da, mi-am umplut camera cu toate notițele și cred că v-am mai zis și mai devreme, chiar dacă ziceți că sunt nebună, which is true, a little, mă ajută super mult. Și inițial treceam prin toate notițele alea puse pe perete într-o singură seară, dar acum cum toți pereții sunt full de toate notițele colorate, bineînțeles că nu mai apuc să și citesc, să mai fac și grile, pentru că mai fac și asta uneori, și să mai și repet toți pereții, așa că fac așa alternativ, o parte din perete o repet astăzi, cealaltă parte o repet mâine și tot așa. Mai am foarte puțin până să termin materia pentru a 5-a oară. Da, știu că pare mult să treci de atâtea ori prin materie, dar nu este absolut deloc mult, pentru că o să vedeți că sunt foarte multe informații care n-au niciun sens și trebuie reținute așa cum sunt ele. De fapt, nu știu dacă o să vedeți, dacă o să se schimbe materia, dar cam așa stau lucrurile, cam așa stă situația și e nevoie de foarte multe parcurgeri ca să îți fixezi cât mai bine informația. Și cred că o să termin materia pentru a 5-a oară în câteva zile, ceea ce
îmi dă cam vreo 8-9 zile să mai repet. Nu am de gând să mai iau încă o dată material la puricat, pentru că deja m-am săturat, nu mai am răbdare și cred că în săptămâna aceea, în 8-9 zile câte mai rămân, pur și simplu o să stau și o să mă mai uit pe pereți, o să mai fac întrebări, o să mai fac grile, o să mai, nu știu, o să mai repet informațiile esențiale, pentru că efectiv e mult prea mult și fiecare, bineînțeles că fiecare învață cum vrea, însă mie mi se pare că am mai primit mesaje de genul cu, de fapt toată lumea întreabă și eu întrebam, guilty, și eu întrebam, bineînțeles, studenții mai mari cu cât timp înainte de examenul de rezi te-ai apucat de învățat. Și, bineînțeles, primeam diferite răspunsuri. Unii se apucau de-abia cu câteva luni înainte, unii se apucau cu un an înainte și mi-am dat seama că nu, nu. N-ai cum, adică și eu, într-adevăr, m-am apucat destul de devreme, dar nu am avut energia necesară să parcurg materia, adică chiar să învăț. Pur și simplu mai mult fușeream cartea, învățam așa o oră pe zi, două ore pe zi și cam atât. Dar cred că dacă m-aș fi apucat serios, efectiv, să stau să învăț, să-mi fac schițe, să-mi fac scheme, să fac întrebări, să încerc să memorez, mai devreme decât am făcut-o deja, cred că nu.